99% din... Ai dreptate, hai o să vezi aici un videoclip șmecher și, și după un aia... corp care face multă mișcare, o prietenă de-a noastră. Și după aia vorbim, că asta e foarte interesantă discuția. Noi o să continuăm discuția, dar spunem bună seara, Roxana e Nemes. Ce faci, ursulețul? Bună seara! Arunci cu telefoanele, ia stai jos să te iau la întrebări. A, îți dai seama. Citesc în ziare că prietena mea, Roxana Nemes, cu care m-am chinuit până oroaie, da, să pozăm în oroaie, i-a aruncat într-o noapte în club cu telefonul în cap lui ursulețul, adică domnului Radu Groza. Ce e adevărat și ce nu e adevărat? Ia zi-mi. Îți dai seama? Serios. Adică bănuiesc că ai citit și tu ce zic, ce am citit și eu, da. Că printre tu multe altele am citit și care eu. Arăta bine așa și schimbai niște numere de telefon și că Radu foarte gelos a venit și tu i-ai zis, tași mă, și ai dat un telefon. Nu, îmi pare rău, greșești. Nu eu, ziariștii greșește. Îmi cer scuze. Ce adevărat, trebuie să spui, da, s-a scris că mai mulți bărbați, nu un băiat care arăta bine. Păi și ne mirăm? Uită-te la tine, adică ne mirăm. Nu, mă refer că s-a scris că eu negociam ceva cu mai mulți bărbați. Și că, mă rog, într-un final i-am dat cu telefonul în cap și sau în gură sau cum scria și că am plecat cu taxiul cu prietena mea, în fine. Sau nu, că am plecat cu taxiul și ne-am certat și așa. Da, acum să explic și eu. Până acum n-am mai explicat nicăieri treaba asta pentru că nu m-a interesat, pentru că nu a fost adevărat și noi doi ne-am amuzat foarte tare. Bine, îți dai seama, pe moment ne-am... Na, nu a căzut bine, pentru că lumea, toată lumea, l-a bătut pe Radu Groza, Roxana, îți dai seama. Am mai citit o declarație într-un ziar, ci că citat din tine. Orice bag în gură se depune, din păcate. N-am înțeles. Băi, așa ai declarat tu, că nu orice bagi în gură se depune. Adică... Ba da. Da? Bă, ce am îmbătrânit? Că altceva nu-mi bag, da. Referitor poate la vitamine, la proteine, dacă m-am amuzat, se referă la mâncare și la faptul că tu ai în trup... Da, eu eram, cum știi foarte bine, că eu imediat mă enervez și așa. Nu, nu știu, eu nu mă enervez niciodată. Mă cunoști foarte bine, nu știi cum mă cunoști. Noi suntem foarte calmi, amândouă, suntem... Da, mă enervez foarte tare, după cum știi și tu. Așa. Dar nu te supere, asta e o calitate. Ești nu, aprig, nu mă așa supăr, la mânie, nu, dar sunt, da. Nimă că toți care suntem nu colegi... Nu sunt supărăcioasă, doar că sar. Păi da, toți care suntem colegi ne descărcăm, după aia nu mai ținem, aia care îi țin nici mai asta pricol. E, decât să țin tine și să sari odată când strici totul. Smărândesc cu moșul de când... Doroftei și cu mine. Toată lumea am luat într-o serie, de, într-o dimineață până spre seara, așa, de miștouri cu ursulețul, cu nu știu ce, cu... Da, suportat, a suportat. Și o dată îi zbunit și, bă, dar nu se supăra, știi, asta am apreciat și de-aia te-am și îndrăgit foarte tare. Nu. O întrebare îți mai pun delicată din presă. Dar asta mă să explic. Azi, hai. Așa. Mulțumesc. Rămăsesem la orice bagi în gură se depune. Nu, n-am explicat prima treabă da, cu ursulețul. Nu, a fost, noi într-adevăr ne-am dus în club, a fost un eveniment. Radu nu iasă niciodată în club. Aia a fost, cred că, prima oară și ultima. Imediat s-a scris, înțelegi, că vai de mine ce facem. Nu, eu știu să mă comport, cum cred că ai văzut și tu, am o educație bună dată de părinți și nu, niciodată nu cred că am sărit în public să fac gesturi de asemenea, în fine. Nu, a fost o treabă, într-adevăr, că la el au venit niște bărbați să-i propună ceva, nu mie. Și el s-a enervat și a spus cu nu, el e un om prea calm, crede-mă, e un om, n-ai mai întâlnit un om atât de calm ca Radu. Știu, l-am văzut de mie de ori, foarte calm. Și el a zis, hai să mergem acasă, Roxana. Și eu, care ies foarte rar în club și îmi place viața, i-am spus, mai stai și tu, de-abia am venit de oră. Stai și tu, ce că ești, te simțim bine. Ce, te ia somnul aici? Mai stă, mă! Hai, nu mai dai și tu totul. Așa, și el zice, te rog, hai să mergem acasă, el calm. Și zic, dar de ce, ce ai? El, normal, nu dă explicații, hai să mergem acasă, îți spun acasă. Nu, eu vreau să mai stau. Și lumea, că a văzut că noi vorbim, vai de mine, se ceartă. Și, într-adevăr, m-am dus cu prietena mea să am luat taxiul, să iau ceva de la ea de acasă și Radu a venit după mine la ea acasă. Vai de mine, a plecat cu taxiul, s-au certat, s-au bătut.
Eu țipeam la telefonul meu, unul la mână, ca să dau ca să dai pe radio, ca să-i spargi dinții cu el, ca să zic așa. Și nu fac gesturi de genul acesta, în fine. E o exagerare a presiei. Da, foarte... Ai avut și un alt gen de necaz, filmulețul ăla postat, trebuie să te întreb și despre asta, dacă e să fie... Doamne, e de jumătate de an. Nu, e din, parcă în septembrie, sau când a apărut. Parcă în toamnă parcă a apărut. Parcă de mult. Nu mai știu. Ce-i cu povestea aia? Autorul-i fostul iubit, bănuiesc, da, așa se întâmplă. După cum ai văzut, am și recunoscut. Niște bagabonți. Nu-i vorba de repede. Păi, e primul meu iubit. M-am gândit ce trebuie să facem cele care suntem în situația asta, mai mult sau mai puțin, nu la un moment dat. Nu face decât... Ba da. A să nu băgați în seama, mă, că și ce faci, te ceri cu cretinul? Nu-l dai pe bău în judecată, da, mă, că nu m-a întrebat. Bă, da, măgari, un bagabond, cum să faci așa ceva, să trăiești cu o femeie și să o filmezi, să dai, din punctul meu de vedere, cea mai josnică chestie care întrebare, ți-a cerut bani înainte de asta, cumva? Da. A dat vreun telefon, domnule, no, dăm niște bani, sau a încercat un gen de șantaj, că se întâmplă. Nu, vreau doar să spun pe scurt că nu mai vreau să vorbesc de treaba asta, pentru că m-a deranjat destul de mult, nu mă așteptam la gestul ăsta din partea lui. Bine, oricum, din câte m-am gândit eu și am aflat pe urmă, nu cred că a fost el. Ai, mă, toate suntem tentate să iertăm mama lor de golani. Deci, pentru că el a fost, nu... spun eu. L-a uitat undeva și l-a uitat la mână. În fine, nu am nicio treabă și nici nu mai vreau, doar că eu, din câte îl cunosc pe omul ăsta... pe băiatul ăla, în fine, nu l-aș fi văzut niciodată în stare de așa ceva. Dar nici nu se știe niciodată. Nu pot nici să cunoști eu, un fost om într-o viață. Stai liniștită, dar asta nu înseamnă că oamenii sunt așa cum sunt. Da, în fine, mai bine un cântec vesel, nu să cântăm, că vreau să te întreb ce făcut și cu clipul, că am citit că te-ai aruncat un gol, că ai poza, ai clipul, ești goală în clip, că s-a speriat Răzvan Simion. Nu are nicio legătură cu clipul. Și că Roxana Nemes goală în primul ei clip, Răzvan Simion s-a speriat de ea. Și că te-a luat, Doamne ferește, nu ți-a fost frig goală? Păi hai să vedem de ce s-a speriat Simion. Ai văzut ce intro frumos am făcut? Haide, da, dacă regia are videoclipul pregătit, mie nu-mi place să mixez clipurile cu platou. Vreau să văd clipul până așa, la capăt, să te vadă lumea dacă e desperiat sau nu e desperiat. Eu, la cum te știu, sunt convinsă că nu. Dacă avem videoclipul, dați-i drumul. Tu mai văzut, nu? Cum? Tu mai văzut, nu? Din greșeală. Goală? Din greșeală la emisiune. E clip.
Spune, era goală sau nu era? Unde era goală? Stai că fac un show, era goală? Nu. Era goală? Era goală, da? Pur și simplu să vă spun eu, ca bărbat, într-adevăr, în acel videoclip, intimitate puțin așa, să dea ca atracția. Puțin sex. La dă-mă ochiul. Vine, mă, băiatule, că... Știi cum e, după Roxana, băloșesc bărbații. Dacă vrem să vedem videoclipuri de-alea mai așa, să ne uităm la Snoop Dogg, să vedeți acolo... Păi, ce videoclipuri? Păi, dar nu, nu sunt și femei și să vedeți da, videoclip. Domnule, eu vorbesc de cântărițe. Într-adevăr, a fost frumos videoclipul, nu pot să spun. Nu, e frumos videoclipul, da. Sigur, pe alt gen. Ce muzică e Roxana? Ce stil de muzică e? Trabbing, dance. House. Aproape de house. Am înțeles. Cum e, domnule, era goală sau nu era goală? Din punctul meu de vedere, nu. Era prea plină. Era prea plină, fii atentă cum te întrebați. Da. Ți se pare greu? Nu, 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 arată foarte bine. Arată foarte bine. Ești un playboy? Nu. Da. Înainte mă mai uitam, dar acum nu mai. Ai pozat și tu pentru playboy, parcă? Nu, nu, nu. Mi s-a rupt poza, nu. Și de ce nu? De ce nu? Da. Păi, de ce, revistă pentru bărbați, da? Da. Bun, revista aia se cumpără, da? Da. Bărbații aia ce fac cu revista aia? Da. E, nu toți. Da. Nu, nu toți. Mie nu-mi convine treaba asta. Dar de un act artistic. Pozele sunt tare. Este o revistă serioasă în care sunt și interviuri. Nu vorbesc. Știu că și eu cumpăram. Sunt interviuri cu politicieni, cu artiști. Știu și eu cumpăram. Astricative, nu, e o chestie. Dar pentru... Eu zic faptul că, este... că da, oamenii ea mă și închipuiau da, și da, aveau bine, gândul ăla asupra mea, asta. Dar nu, asta, chestia nu convenea. Pentru că eu cred în telepatie, cred în gândul pe asta e, mea cu astea, și mie da. Nu-mi place cu... Adică tu mă văd că stai de rău să vezi să ți-o treacă jumătate din România. Deja dezbrăcat, asta am avut deja. Dar e de rău să vrea să ți-o treacă jumătate din România? Dar nu se gândește nimeni așa, Dumnezeu, stai puțin că... Păi a zis că atrăgea gânduri. Nu, păi asta zicea. Playboy este o revistă de artă, domne. Nu este o revistă porno, o revistă... Dar n-a zis nimeni că tu vorbim de asta. Dacă mai ții minte, mă scuzați, chiar tu citeai că uite un interviu cu Lucian Mândruță. Cum se poate așa ceva? Da, după pozele mele sigur. În Playboy. Mai da, ții minte. Cu tine era... Da, mai ții minte. Da, da. Deci, într-adevăr, dar are dreptate Sergei. Interviu și cu Hagi și cu foarte păi, multe personalități. Spun, da. E ceva de artă și asta a fost și videoclipul acesta. Este, mă rog, nu e doar artistic, artă, nu e nu doar explicit. E... Exact. Asta sunt. Este da. Un nud artistic, nu explicit. Da, da Tomi, cum ai face un tablou, cum afară au fost și s-au jucat mai... și piese... Și opere. Asta, și eu zic că să ai curajul deci, să... Da. E ceva de apreciat, dar eu sincer ca bărbat... M-aș dezbrăca și eu. Dacă eu, mă, nu pot să, nu, adică mă mai uit, că poate ia cineva o revistă Playboy, da? Da. Dar eu dacă nu dezbrac eu persoana aia și am văzut-o deja dezbrăcată, nu mai am... Dar cred că nici nu e atât de... Dar nu era scopul revistei. Da, nu e asta. Nu, domnule, deci nu, eu... Corpul meu e într-un anumit da, fel și eu nu vreau să-mi l-arătesc. Păi lucrează oricum în Photoshop. Nu, lucrează un pic în Photoshop, da? Fiecare cu teoria de o zi că păi trebuie da. Să ai curaj și să fii prea foarte puțin, stăpână după cum ai văzut și în videoclip, se văd alunițele, se vede păi. Absolut totul. Nu, adică totul mă refer... Da, în Playboy să lucrează și un pic. În Playboy, dacă n-ai văzut până și alunițele, până și tot, dacă era să lucreze, lucra și... lucrurile astea. Cel puțin la mine, nu știu. Ei, eu știu de la Capatus, care a fost redactor și foarte mulți ani, că sunt niște dar retuși. Depinde, dar depinde, Mara, nu la toată lumea lucrează la fel. Nu toată lumea face cu același fotograf. Sigur, cu retușul, de exemplu, nu vreau cât am cert cu ei cântăreață. Dacă are 45 de ani, normal că retușează puțin, dar alea ce să mai retușeze? Aici e problema, intervine când ai niște mici defecte depinde, cu care da. Se le pune vârsta, nu? Depinde de fotograf, depinde de persoană, depinde de pictorial, depinde de foarte multe lucruri. Am lucrat și în pictorial. Ai avut probleme cu fanii de la videoclipul ăsta? Au sărit pe tine? Deci vreau să spun că și eu am fost șocată pentru că toată lumea mi-a dat comentarii de bine, toată lumea mi-a dat like-uri, toată lumea și pe Facebook și pe YouTube, deci nu mă așteptam. În prima zi am avut 6.000 de vizualizări.
Și comentarii doar de... Radu Groza, 5434 și... de conturi. Stai liniștit că Radu Groza nici nu intră pe internet, că nu... Nu de, știe. Decât pe ce are el treabă pe mail și atât, în rest n-are el treabă. L-ai cam pus și... așa, păi nu mai las să facă nimic. Ei, eu nu las. Stai liniștită, că face foarte multe lucruri bune. Lasă-mă, bune, bune. În ce face el, nu, în ce știe el, nu în alte lucruri. Așa. Și chiar m-am mirat și comentarii foarte bune, a fost chiar feedback-ul foarte bun. Bravo, mă bucur mult pentru tine, aștept și celelalte videoclipuri, aștept concerte de-astea șmechere, să ajungi o a doua Ina, sau n-a sunat bine urarea asta. Să te bucuri de celebritate și pe afară, Radu chiar, se ocupă foarte mult de tine și bravo lui. Chiar și vreau să vă spun că... A pariat pe o chestiune... Semnesc cu o casă de discuri din Franța. Bravo! Care sunt foarte interesați de mine și ei mi-au trimis și acum urmează să semnesc cu care și Ina... Bravo, bravo. Mă bucur mult și mă bucur că ai reușit să mai închizi gura unor oameni care au judecat aparițiile tale televizate prin prisma relației tale cu Radu Groza. N-au nicio legătură, tu chiar ai voce. Știi foarte bine, Mara, nu asta este important. Important este ce faci și ce ajungi. Tot lumea de acord cu tine. Categoric. Tot timpul te va mânca cineva și te va vorbi cineva. Da, dar la început au fost foarte mulți împotriva. Steaua a câștigat. Nu m-a interesat. Da, dar între timp muncim și facem și voce și absolut totul să fie cât mai sus. Bravo, bravo, Roxana. Îți mulțumim, te mai așteptăm pe la noi și cu alte ocazii și cu alte clipuri. Goală, îmbrăcată, dezbrăcată, cum vrei tu să vii. Luăm o pauză și revenim cu deja cuplul cu care v-ați obiectat. Vom reintra în căsnicia lor, în, nu știu, poate ai logodim aici în direct. Marihuana râde, să vedem. O să mai avem un invitat, așa că ne revedem după pauză. Unde te duci, mă, Sergei, mă? Pe după pauză. Așteptați, domnule, după să bage genericul ăla, țin nebunit, aveți și voi dita mai mult. Am revenit, a plecat Roxana Nemes, au transpirat bărbații pe aici prin platou, s-au șters cu șervețele, nu prin platou, hai că nu, că tu n-ai ochi pentru alte fete decât pentru Dana. Bineînțeles. Dar presa ia orice ce scrie, stai că ți-o dau. Iubitul marihuanei a mâncat toți banii. A luat ultimul ban din casă și l-a jucat ce la păcănele. Ce să facă, nu are ce să mănânce omul. Cine așa? Mănâncă și el. Dana, ai declarat că a luat ultimul ban din casă și l-a jucat la păcănele. Asta da, la păcănele, la pariuri sportive. De la păcănele până la pariuri sportive, de mâncat mult. Vorbești mai mult decât o femeie. Dacă ai fi soțul meu, ți-ai pune toți dinții cu zirconiu. Dacă ai fi nevasta mea... Nici o șansă, unde ai? Pune pe cui? Crede-mă! Zi, Dana, cum e? Da, ideea e că aveam ultimii bani și eu cred în mintea lui că se gândea, mă, joc acum și să vezi că dau lovitura. Dau lovitura și, și vin acum cu banii acasă și o să fie extraordinar. Cu o zi înainte mă scosese o echipă suedeză care o am sub blestem la 170 de milioane. Deci tot venea la mine, mai venea și la mine, știi? Domne, oh, ce mi s-a întâmplat că m-a scos echipa, că uite cât am pierdut, că milioanele, miliardele și așa. Și ce să mai, așa odată, așa de două ori, m-am enervat, m-am supărat, știi? Presa poate să scrie da, ce vrea. Da, tu ai declarat adică că eu mă gândeam la... că banii ai putem să, dacă mâine, că el se gândea mâine, domnule, fac eu bani, știi, orice s-ar întâmpla. Dar mie nu-mi place care, să mă las care în kilos, a fost făcută... așa, știi? Mie îmi place și 100.000 dacă i-am, mă, sunt bani, sunt, mâine am o pâine sigură, știi, de exemplu. Na, el nu, îi cheltuiești pe aia, mâine găsesc eu pâinea aia pe drum, știi, nu știu. Vinde un parfum și ia de... Declarația vorba, care vrea să o spuneți nu, de tu ai la spus cam, așa, cam, da, mă încă... schimb, o să mă angajez, ai spus la Acces Direct, de săptămâna da. Viitoare. Nu. Am vorbit deci, cu cineva. Buletinul... trebuia să-l iau, l-am luat pentru cazier mai durează cât mă cazierul la un geant nu stau pentru asta poate, poate vă spun la lume acum că nu mai vreau să muncesc și mă acces cu altele păi și da, da problema e la asta că tu nu treci problema că ceea ce vede toată lumea sau ceea ce că tu ai intenția ceea ce mă bălăcăresc așa fac. Dana trebuie să accepte, problema ta nu e lumea, asta spune păi că... asta e, mă accept cum sunt acum, ești, e bine cum e acasă acum? Da, freză, ai bine, e ok deocamdată. Dar ce te interesează pe tine ce ai zis la Acces Direct? Eu te bag, mă, ceartă Acces Direct, nu... Dacă... Nu mă, nu, eu i-am spus că el a promis acum... Cât timp ați fost voi da, o lună sau așa? Da, cât am promis în viața mea ce mă angajez săptămâna viitoare. Da, Dana, mă, da, în ideea asta l-a iertat. Că până la urmă, Dana, ideea care eram are un copil, are servici. Deci eu eram disperată că nu...
Eu speram de la el sau mă gândeam că bărbatul trebuie să se zbată, să facă cum necum și să aducă niște bani în casă. Și ceea ce așa. E foarte corect. Eu, femeie, trebuie să îi coordonez și cum să fie bine. Și noi la asta nu ne înțelegeam, știi? Adică el avea banii lui și tot dăm și tot făcea niște, mă învârtea așa tot timpul. Și eu tot eram amecită de la învârtelile astea, știi? Și acum vă zice, și el acum îi dă niciun ban, am zis, ce coordona. Acum zic, am zis stop, înțelegi, cu amețelile astea. Și zic stop, că mă amețești pe hârtie să văd eu care e treaba cu amețelile astea, știi? Și acum nu mai poate el să mă învârtă cum vrea el așa. Și acum zic stop, uite asta așa, asta așa, așa, așa discutăm, așa numele lui de înțelegem pe hârtie, care altfel nu. Calu, cine i l-a găsit? Un prieten de-al meu, acum vreo 2 ani și ceva. Am înțeles. Dar nu de chiar... la ce? Eu n-am avut porecle până acum, de aceea nici nu prea am permis că nu... Ideea e când să facă unul mișto de mine. Cum că... se pune numele, cum se pune numele de scenă... Că trebuie să avem nume de scenă, nu? Chiar da, în următoarea emisiune, care o vom mai face aici, vă aduc cadou un căluț. Da, viu sau... Nu viu, costă câteva sute de milioane unul viu. Deci vrei să spunem Sebastian sau Calu? Nu, Calu. Calul, domnule, pe Calul. Nu mi-e știu, pe artista, mă, ce-i în curte? Păi Marihuana cu ce să meargă și ea, nu? Știu, Marihuana... Dar nu pot să zic, Marihuana cu Calul. Dana, păi Dănuța, da. Eu te-am nu, mi-e Marihuana îmi place. Și când Dana, Dana sunt 50.000 de Dane. Atenție, Marihuana. Păi, că Marihuana îți place. Păi și mie tot Marihuana îmi place. Aha, vezi că-i luat la o sim. Păi, dar nu, dar cum se zice acum dacă zici, dar faci dacă spui, cântă Dana, nu știe nimeni. Dacă spui cântă Marihuana, știe toată lumea, nu? Dar ia fii atent, mai am aici un nume de scenă care așteaptă în culise. De Ionica Bănățeanu, ai auzit? Da. Ionica Ardeleanu sau Ionica Bănățeanu, stai că le confund și eu. Domne, omul vine de foarte, foarte, foarte departe. Este extrem de cunoscut pe continentul american, deoarece locuiește în California, pe noi ne mai onorează așa. O dată de 2 ori pe an maxim, cântă muzică populară din zona Banatului. Și a venit, bună seara, hello, hello. Do you speak English? I speak English. Stai cum era? Stai jos, stai jos cu curaj. Do you want to play barbut? Ce? Cum se vede România de la America? Sincer? Na, foarte jalnic, spun eu, că așa mai sunt. Mult praf. Ce cam mult praf? Se vede bine. E o mică, mare diferență, dar România e țara noastră, e mama noastră. Dar domnule, patriot, eu sunt disperat după România. Nu-l vezi că se îmbracă numai în tricolor? Dar cum au adus-o acum și în ce cal suntem, astea sărbători. Păi tu te-am afară să vezi ce se întâmplă de sărbători și noi toată lumea înfometată, jalnică, gri, maro, toți supărați, toți n-au să facă. Am restaurante și toți prietenii mei au lanț mare de restaurante, nu le dau nume, restaurante tari de tot, cei mai tari. Nimeni la Revelion. Până acum, în perioada asta, ani de zile, nu mă ascundeam. Că era lumea acum. Toată lumea săracă, acasă, supărată, nu mai e, domne, ce mai, orice s-ar întâmpla, orice alege, toată lumea se învarză, compar cu America. America. E greu, da. Nici în America nu e ușor, lumea muncește, e multă seriozitate, altfel nu se poate. Da, e adevărată treaba asta, că americanii sunt extrem de naivi și dacă am mutat România, românii în America, naivi, America nu, ar ajunge nu, ca România în 5 ani. Deci să nu înțelegem greșit. Niciodată. Americanii îți dau credit, ei au încredere în oameni. De-aia zice, eu știu, zic, românii sau altcineva că sunt naivi. E dacă spui ceva, domnule, îți fac lucrul ăla, el te crede. Adică e sigur că o să-l faci sau în genul ăsta e. Deci nu, e, nu sunt naivi deloc. Gentleman, nu? Îl păcălești o singură dată, eventual. Atât. Nu o să-l mai păcălești niciodată. Depinde cu cât îl păcălești, că dacă-s 2-3 milioane... Nu, cu mult, poate cu ceva îl păcălești, dar o singură dată nu. În nu America? Sunt naiv deloc. Dacă erau naivi, nu erau unde bine, să... Bine, întreb la mișto, am locuit acolo, deci știu. În America, invaziunea fiscală e mai mult mai zăpârnai, mai mult decât la crimă sau la asta. Nu, au multă încredere în oameni, deci... Am prins eu un caz la știri cu una care era executată pentru 19 cenți la taxe. 19 cenți! Da. Care în timp, nu știu câți ani, deveniseră o sumă. Da, artifice sau chiar un tichet de viteză sau care nu-l plătești, în câțiva ani poate să ajungă mii și mii de dolari cu interes, cu asta. Și nu te lasă pentru nimic, ca să nu păi te obișnuiești. Știi, nu începi un tichet cu o casă, mai aia, mai bine, aia, nu mai... le plătești, atunci la spații verzi, mai sunt soluții. Dar, într-adevăr, nu prea poți fentă. Te ard la e banii, seriozitate, de nu se întâmplă, adică nu se poate fura. Plătești pentru ceea ce faci.
Dar e criza acolo, cum zic ăștia? E criză. Adică e, o simțiți ca... E în revenire. Nu am simțit. Eu zic că n-a fost niciun fel de criză. Tot a fost, tot a fost la televizor. Adică, cum să spun, poate lumea n-a mai luat așa multe vacanțe, n-a mai cheltuit așa mult. N-a plecat în 10 țări, a plecat exact, în 9. Dar nu e problema de foame sau să n-aibă oameni ceva. Prețurile la casă au scăzut? Au scăzut foarte mult, multă lume a pierdut casele, da, au scăzut. Casele și mașinile au scăzut foarte mult, ce am văzut eu. Da, e adevărat. Și acum au început să mai crească? Nu, deocamdată stau, coboară încă ușor. Cam pe acolo stau, s-ar putea anul viitor să miște puțin. Da, casele se cumpără, adică nu e mort ca la noi. Păi se cumpără cash, cine are bani cash cumpără. Sigur, casele, dar la cash, noi au scăzut casele, au scăzut totul, nu mai cumpără nimeni nimic. Aici e problema. Păi acolo se cumpără în continuu. Acolo este o cerere și ofertă, adică acolo tot timpul se cumpără, banul circulă, la noi nu circulă banul. Ăștia nu înțeleg că la noi nu circulă banul și nu poți să câștigi dacă nu circulă banul. Normal, acum chiar se oferă, deci dacă e o casă, să zicem, la 300 de mii, vine cineva și oferă peste 300 ca să o ia. Păi, deci oameni care au bani, au cash. Bine, e o casă care nu valora acum câțiva ani, valora 600 sau 700. Da. Acum scăzând prețul, e la jumate de preț, dar bine, cineva pune în plus. Oamenii cu bani investesc în asta, gândindu-se deci, că în câțiva ani va crește piața. Multă lume a pierdut, dar foarte multă lume câștigă acum. Exact. Păi în criză oia deștepți câștigă. Din criză și războaie se știe că... Dar America merge înainte și nu... Da. Nici nu făceam probleme că... Avem așa o jenă pe stânga. Cosa și pleca noi. Sigur, am avut și o mici emoții o seară, două, dar după aia mi-am revenit. Da. De ce ai venit în România? Pentru cântări? Tu mi-ai spus că ai cântat foarte multă vreme cu Adriana Antoni când locuia în Statele Unite. Am cântat? Nu, aici am cântat. Aici? Noi în România am cântat. Da? Dar acum ani în urmă. Și ați plecat împreună în America? Împreună amical sau în 96, da. Și în 97 am rămas. Am fost o formație mai mare. Puiu, Codreanu, Stana Izbașa, Nicoară Sârbu, Adriana Antoni și eu. Păi și s-au întors toți în afară de tine? Eu și Adriana. Păi și Adriana stă în România acum. Păi bine, Adriana s-a întors, ea a rămas la Chicago, eu am plecat în California. Da, Stana Izbașa e în România, da, Puiu Codreanu e în România. Exact. El a reușit, ce întrebește? Păi dacă a rămas acolo, spune că reușeam. Ce să zic, eu n-am visat la America niciodată, dar după ce am ajuns acolo, mi-a plăcut mult America. Dar cum ați plecat? Un contract? Am plecat cu contract la Chicago. De cântat, am stat 3 luni, 96, ne-am întors și eu am zis, dacă mă mai cheamă o dată, eu rămân. Pentru că eu visam Las Vegas, mi-a plăcut și îmi place. Joci? Îmi place. La... Joc, nu foarte mult, joc la păcănele, cât am plăcere. Joc pe Los Glaus de joc ce... Ai câștigat, care e cea mai mare sumă câștigată? Na, câteva sute dacă am câștigat. La ce? La jocuri, la nu. Nu joc poker sau ruletă. Sau... Blackjack, nu? Da. Blackjack, nu, dar mai nu-mi place. La de asta la cireșe, mă duc, la manetă, merg, da, merg la show-uri, merg la spectacole, merg la cumpărături cel mai mult. Deci să dau bani la, da, găsești deal-uri bune. Deci să dau bani la casino, mai bine cumpăr haine, cumpăr altceva, nu? Am înțeles. Sau... tu ai și un business privat acolo pe lângă cântări, nu? Da, pe lângă, nu? Da. Fac și ceva. Eu am un business de electric. De fapt, asta am început după ce am rămas, am muncit și eu. Mai muncesc și acum din când în când, mai am și niște băieți angajați și... Păi zi așa, domnule, ai, mai mult de muzică. Nu, femeii lucrează. Asta e adevărul. Afară nu poți să nu lucrezi tu, nu-i ca noi, că stai acasă și... Ei, îi coordonezi, dar nu te duci să... Acolo trebuie să te împingi. Nu, uite că am oameni, prieteni buni de tot în California asta, care au cu curentul cu astea și care câștigă extraordinar de mulți bani, dar pun ei să duc scoală dimineața, să duce brigada. Aveți foarte mare dreptate, domnul Serghei, că și tatăl meu. Ce asta cu domnul Serghei? Și tatăl meu. Și tatăl lui stă în America, în California. Tocmai am făcut... Chiar am vorbit, am vorbit în pauză. Și o să se întâlnească de Revelion. El va cânta la o biserică în Florida. De Revelion. Aproape de tatăl meu acolo. De să vorbești aproape de tatăl meu. Și apropo de prietenii tăi, Serghei, prima piesă pe care ne-o cântă Ionica în seara asta, e greu un prieten să-l păstrezi, dacă regia este pregătită cu piesa, vă rog să-i dați sper să le place. Încât să o auzim și noi în boxe. Vă mulțumim, înainte de cântare trebuie să vorbesc 10 secunde, dăm două pălmi, nu mai pot.
să-l păstrez, să-l ții aproape an și an. Dar mai târziu s-a ajuns să vezi că te trădează pentru bani. Dar mai târziu s-a ajuns să vezi că te trădează pentru bani. Din prietenii ce i-am avut, pe toți la fel i-am respectat. Mulți dintre ei nu am știut că m-au vândut și m-au trădat. M-au vândut, de-atâtea ori am înțeles, dar eu nu știu cum au putut să fie doar pe interes. Dar eu nu știu cum au putut să fie doar pe interes. Din prietenii am avut pe toți la fel i-am respectat. Mulți dintre ei nu am știut că m-au vândut și m-au trădat. Prieteni buni ce-au fost cu mine tot mereu, de când ne știm suntem la fel, prieteni la bine și la greu. De când ne știm suntem la fel, prieteni la bine și la greu. Din prietenii ce i-am avut, toți la fel i-am respectat. Mulți dintre ei nu am știut că m-au vândut și m-au trădat. Din prietenii ce i-am avut, pe toți la fel i-am respectat. Mulți dintre ei nu am știut că m-au vândut și m-au trădat. Am revenit. Calul ne promitea cel mai tare, calul. Cel mai tare, că ne face o piesă, ne dedic o piesă. A cântat Lăutărie mai devreme pe pauză. Nu recunosc personaj. Am propus, am întrebat-o pe Marihuana dacă avem voie să te luăm într-o seară să discutăm de la fotbal la politică și singur. Economie globală. Vin. Două ore și jumătate aproape de popor, pentru popor. Te pricep la absolut orice. N-am întâlnit om ca tine de la Monica Tatoi încoace. Al nostru ești. Poate te căsătorim cu aia. Nu vreau. Revenim la Ionica, pentru că tu ai un program. Când ai venit din America? De o săptămână. Ai venit de o săptămână și Revelionul tot acolo îl faci. Deci nici nu ai venit bine. Pe că iar da, mai stau puțin și plec în Florida. O să fiu de Revelion. Cânti asta sau faci Revelion? Cânt. Cântă adică? Cânt. Cânt la Biserica Românească, da? Din Hollywood. Și tocmai ai vorbit cu tatăl lui Sebastian la telefon. Vă întâlniți acolo. Sunt mulți români acolo și am mulți prieteni acolo. Sunt mulți și în Florida, și în Chicago, New York, și în California. Los Angeles sunt mulți. Da, eu în California locuiesc, în Los Angeles. În Los Angeles. Lângă Tache, Los Angeles. Tache, știi pe Tache? Pe români, știi pe români de acolo? Tache. Pe Bebe Teodorescu, pe... Da, Bebe Teodorescu, da. Pe Bebe, știi pe... Tache e prieten cu tatăl meu. Păi știu că e prieten, pe dacă fac. Dar e prieten cu Tache tu? Tache. Da? Uite, cu cicatrice. Bun. Sunt mulți români. Dar biserica organizează cântare de Revelion sau cum? Da, deci în America bisericile, cam majoritatea bisericilor, lângă biserică au o sală unde se organizează petrecerile românești. Că e botez, e nuntă, e sărbătoare. Biserica ortodoxă.
Da, e avem hramul bisericii, da, da, pentru că ortodoxă, da, biserica ortodoxă. Da, sunt și restaurante românești. Da, și restaurante românești, dar asta e o modalitate de a mai aduna bani pentru biserică. Corect. Pentru, da, adună și atunci vine da, lumea, da, face donații, mai vin spectacole, spectacole care merg. Paștele, am făcut un paște lângă la... așteptam la biserica ortodoxă și se mâncau semințe românica acasă. Da, eu asta e nesimțit. Eu cerdeam din cutia. I-a furat din cutia Milei. Băi, mâncau semințe, așteptau de să se cânte Iisus Hristos. E păcat mare. Ambiat și mâncau semințe, știi, ca pe șansă la dacă mama era țară. Dacă mâncau mici, tot degeaba. Nu erau. Serios. Deci, acolo vine și ți-a bani. Repede, acolo. Da, în fine. Și uite, ca să te gândești la, să-ți aduci aminte, să se facă dor de tatăl tău. Are tata un băiat, o sârbă românească. Da, da, da. Nu mi se face dor că vorbesc în fiecare, în fiecare zi vorbesc la telefon. Dragă, dar nu știi când te cora în fiecare zi mi-e dor de tine? Am trecut dorurile. A fost... am două, eram mereu în umbră. Hai, Ioane, când te-ai sub asta acasă? Te mai așteptăm pe la noi. Sigur, mulțumim, cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Și... după melodie, Ion trebuie să plece, care treabă trebuie să ajungă... în banatul lui. În banatul lui și ne face, ne-a făcut mare plăcere că a venit și te mai așteptăm la noi. Sărbători fericite. Și eu vă doresc sărbători fericite. Spui acolo, să se uite. Să acolo din partea mea, că mă cunosc. Da. Majoritatea mă cunosc, da, acolo. Sper, sper să vă prind. L-a vândut să el vindea semințe. Tata un băiat, pentru el muncesc cu drag. Muncesc zi, muncesc și noapte, să-i fac la băiat de toate. Băiețelul lui tata, au băiatul meu, e toată speranța mea că-i urmașul meu. Să-mi ducă numele în lume, băiețelul meu, să fie mândru de mine, că-i urmașul speranța mea, că-i urmașul meu. Să-mi ducă numele în lume, băiețelul meu, să fie mândru de mine, că-i urmașul meu. Băiatul meu, e toată speranța mea, că-i urmașul meu. Să-mi ducă numele în lume, băiețelul meu, să fie mândru de mine, că-i urmașul meu. Băiețelul lui tata, au băiatul meu, e toată speranța mea, că-i urmașul meu. Să-mi ducă numele în lume, băiețelul meu, să fie mândru de mine, că-i urmașul meu. Mersi. Mulțumim.
mulțumim foarte mult, Ionică, drum bun și când mai vii prin România sau de ce nu, venim noi în Statele Unite, vă aștept cu drag. La gondola. Vă aștept cu drag. Sărbători fericite. Mulțumim frumos. La revedere. De bine. Pa, pa, te pa. Sărbători fericite. Ne auzim. Ne adăugăm pe Facebook, ca să zic așa. Ia-l tu și de lambat. Bun, hai să nu fie timp morți în producție. Ce zice șeful de această muzică? Dom'le, ce ne zice calul? Vreau să te iau consultant. Este un... Fii atent, îți dau șansa vieții tale. Spune. Poți să-i dau, Serghei, șansa? De ce te-aș lua consultant sau asistent al acestei emisiuni? Dar cum să zic, să nu vorbești neîntrebat. Când îți cerem, tu stai, ce invitați sunt, ce nu știu ce, spunem un scaun frumos și îți cerem părerea. Când e cazul, pat, ce crezi despre aia? Aia, aia. Am înțeles să trăiți. Ce zici, Serghei? Da, Dumnezeu, de acord. Că văd că vorbești până zemne. Zi. Păi nu, să le dea microfonul și să vină... Da, mă, hai băieții înapoi, că o să avem, mai avem 10 trupa. Minute în emisiune și trebuie să mai... Asta e la față. Și care vin să-l dăm publicul. Stați-vă jos, că nu cântăm acum. Dați-i microfonul ăsta, micu. Întreabă-l tu ce mai vrei să-l întrebi. Deci eu am făcut o propunere. Să fie... De la anul consultant, tot din ianuarie. Mai avem o săptămână. Deci omul chiar știe să vorbească. Vorbește bine, are limbariță. Știe se, tot. Știe tot, tot, se bagă, are tupel. Nu tot, fără dar... Tu... Știe și o licuță de bătaie. O leacă așa, că nu-i dau cade. Nu, dar dacă nu te bagi așa în general să insiști, nu faci nimic. Trebuie să ai dar și el... forță și să ai puterea de convingere, că e greu dacă nu ai puterea de convingere. Așa la ta calule se îndoie și firul. Numai din barbă. Adevăr e că la căruța asta, într-adevăr, el e calul care trage. El e din Constant. De când stai în București? 7 ani. La microfon. 7 ani. 7 ani în Tibet. De când stai în București? Da, de când stau în București. Am înțeles. Da, vezi, ia vezi, ne vedem pe net? Când scrie din străinătate, când ne vedem pe net? Mamă, deci cum să nu ne vedem pe net? Deci dacă așa scrie din mă scuzați, nu mai povorbi, trebuie să văd dacă ne vedem pe net. Revenim ne imediat. Vedem. Întreabă oamenii ceva, de ce azi faci pipi ne și faci, eu... Ne facem cu Mara și cu Serghei și cu 6 TV? Ia. Da, o să... Ne vedem pe net, o să facem imnul televiziunii, care sper să fie foarte bună, dacă totuși mi-ați acordat o șansă, vreau să fie numărul 1. Imnul emisiunii, nu al televiziunii. A, e emisiunii? Da. Așa o să facem. Nu știi că suntem emoțiți? Da, mă, da, da, gata, avem un obiectiv. Hai să ne cânte o piesă acum, că vreau să o pe toate. Piesă de rezistență. Ne vedem pe net... Străinătatea, nu știu ce număr era. Ne vedem, dar noi se vede, nu știu ce faceți voi acolo. Nu, și din Florida mi-a trimis mesaj. Acum că se mi-a scris că pe net, că nu știu număr, prefixul de țară, că nu ne vedem. Da, am primit. Hai, o melodie. Dar de ce? Că melodia e pe final, mai vorbim cu ei, mai avem timp. Două melodii, vreau să ascultăm. A, două melodii? Omul care e Ștefan... Mie-mi plac, domnule, și melodia asta și cuvintele astea. Mi-e plac cuvintele astea, aceea, vin o mândră pe conductă să ne jucăm în bătătură. Mi-e place asta. Hai, ți-am dat, ți-am luat, muzica... dăm valiza, unde-s banii, ți-am dat un cap în gură, am fugit cu dolarii. Ți-am luat, lasă, da! Păi, dar ia, uite, dacă vreți lansare de lansare, să vă cheme pe la toate posturile și, și să cânt eu. Să cânte și ăsta o strofă. Da, face. O strofă. Să știi că idee. Facem, să știi că idee. Dar cere mult. Ne-am bătut un cui în cap. Hai să mergem! Ce pleau, pleau! N-am haine în dulap! Îmi vine să mă... Hai să mergem cu piesa, regia... Mergem! Unideal! Deci prima piesă e Unideal, fără tine că ai vreo... Eu nu cânt în această știu, piesă. Deci fără tine că vrei o dină... Păi, dom'le, tu stai la... Noi cântăm la doua! Vezi că-ți cadea aia! Și că nu cânt în asta, cântăm la pauză! Cine trăiește aici poate avea un ideal. E liber să aleagă și să strice ritual. Cine nu vrea să stea aici, ăsta-i un semnal. Poate pleca acum chiar dacă nu ar fi moral. Cine trăiește aici poate avea un ideal. E liber să aleagă și să strice ritual. Cine nu vrea să stea aici, ăsta-i un semnal. Poate pleca acum chiar dacă nu ar fi moral. Am nevoie de o viață mai bună să trăiesc. Din 96 până acum am continuat să vorbesc. În jurul meu sunt fâr, bagabun și panarame. Mă uit mereu la ei
uscat în kilograme. Cei mai norocoși au acum un viitor, iar alții de la heroină pe capete mor. România strălucește la fel ca un licurici. Când s-adună toți cu jointurile zici că mușuroi de furnici. În ferentar e mai rău, mai ceva ca în Bangladesh. Suntem îngropați în gunoaie și plătim cu banii cash. Ne matriculăm mașinile în Bulgaria că e mai bine. Aici totul e scump și nu ni se cuvine. Sunt mulți oameni sărași care rămân fără tantură, pentru că n-au bani să-și pună proteză în gură. Copiii mănânc o dată pe lună o prăjitură și se bucură când părinții le fac câte o friptură. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Uneori sunt momente când n-avem soluții. Omul intelectual dă cu crica în construcții. Te mândrești cu druga roșie în certificat. Dragi tale, fii campion și apoi fii criticat. Nu te lăsa ușor păcălit de ambalaj. Femeile nu dorm moștenii tot prin chiuretaj. Se întâmplă multe înainte să se prevină. Și uite așa nimeni n-are nicio vină. La fel ca banii toți amicii vin și pleacă. Să plece unde vor, de-n povoacă tu se seacă. Nu prea-mi place munca, n-am măcar nici pașaport. Și mama dracului că vreau să am și eu confort. Stau degeaba să fac o schimbare radicală, să-mi revigorez doar starea mea mentală. Eroi avem destui printre noi, ar fi culmea. Un lucru eu și sigur, nu pot să schimb eu lumea. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Nu mai există azi ziduri eterne. Totul s-a demolat fără să rămână semne. Pământenii și-au schimbat caracterul și ținuta. Astăzi merg în BMW-uri fără trăsuri sau cu pluta. Trăim în securi, vitezei conectați la internet. Jucăm online, poker sau tabinet. Nu se mai face dragoste, acum se face sex. Femeile fac compromisuri fără niciun complex. N-am motive acum să îmi ascund partea. Să știu ca într-o zi să mă-mi scenez moartea. Să vină paparații de la Cancan. Eu sunt ăla mic care bătea mingea pe Maidan. Ieși în față printr-o clipă glorioasă. Ieși în stradă și vei fi gelit în casă. Ușor, ușor ne pierdem sfera culturală. Și se pare că am pătat emblema națională. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Marihuana stat în umbră ca urtea, marihuana din nou spune tot ce vrea. Marihuana va rămâne chiar dacă a fost catalogată fată rea. Cine trăiește aici poate avea un ideal. E liber să aleagă și să strige în ritual. Cine nu vrea să stea aici, ăsta-i un semnal. Poate pleca acum chiar dacă nu ar fi moral. Cine trăiește aici poate avea un ideal. E liber să aleagă și să strige în ritual. Cine nu vrea să stea aici, ăsta-i un semnal. Poate pleca acum chiar dacă nu ar fi moral. N-am știut că tu ești fan... Păi și vrei să ascult Beethoven? Fan Calu. Ai făcut arte plastice. Tu ești omul extremelor. Spune în mașină ce asculți. Vivaldi. Cine l-a prins? Hai că... Fuga de Bach, dacă m-a fugit Bach. Dar nu știu am cine... Tenis. Pe cine avea zic Fuga de Bach. Mai ții minte, era o chestie. Oricum, nicio replică din emisiunea asta n-are niciun fel de valoare. Că e a ta, că e a mea, că e a... cea mai tare replică, marihuana, i-a dat-o iubitului ei. Am lucrat în construcții. Ce anume? Era bucătar. Deci asta n-am să este. Dar voi așa vă tachinați și în intimitate? Depinde. Adică tu ești la primire? Noi știm mai multe. Primesc, mai dau. Noi știm mai multe. Mică din no, casă. No, tu ești no, doctor. Nu să zic că e. Ești Mr. Boss sau Dominic? Nu, Dominic. Pe numele tău de fată, cum îți zice? Nu, deci Dominic. Să zic pe numele mitic. Nu, Dominic îl cheamă chiar în buletin. Nu-mi place să zic Dominic, că știe o rimă, Serghei. Și eu știu mai multe. Și eu știu mai multe. Uite, a zic ceva. Spuneți domnul Serghei rima. Dominic nimic. Nu, zic Dominic nimic, ca să nu zic altceva. Bună. Deci Dominic e prenumele din buletin. Asta e pe bune. Deci, da? Nu, deci nu e poreclă. De? Și faptul că știu eu ce e între ei acolo, nu, glume. Nu. Noi suntem prieteni apropiați și acum ei se tachinează așa, în glumă. Deci zi de zi, oricum, se înțeleg bine. Sunt momente când se mai tachinează așa. Ca așa e în relație, n-ai ce să faci.
Vali, Mr. Boss, m-a cam păcat cu el când mai aveam certuri așa. Hai, Vali, vino până la mine că ești nervos, rău, dă tot, trag, rup, îmi puși. Tu îl chemai când te certai cu Dana? Da, da, da. Și tu te duceai? De microfonul. Suntem vecini la o stație. Este psihologul acolo. Familiei. Da. Asta e vecină, da? Da, da, da. Da, atunci când vă certați, vă și... deci, mă sună nașul, Lufim. Sunt în direct în emisiune. mai am 5 minute, jur. Hai, te sun eu. Pa. Vrei să zici ceva în direct despre Steaua? Stai. Stai puțin, nebunule. Zi acum. Noapte bună, hai, furcă Steaua, furcă Steaua. Bine, mă, pa. Da, a fost nașul lui Fimiu Sorin. Da, măi, foarte bine că ne-am calificat. Ce mai... Și eu mă bucur. Ne-am calificat! El mă tachinează, știind că sunt rapidistă de asta înfocată, mă tachinează cu Steaua lui, mă oftic și când câștig afară și asta e, nu da, pot. Nu, asta e o tâmpenie. Sunt tot împită care nu țin cu Steaua nici în meciurile internaționale. Ce când joacă cu echipă de afară, toată lumea trebuie să ține cu echipa românească. E, dar de ce mai e obligatoriu? Așa e normal. Dar nu pot să țin cu Steaua nici cu altă echipă, niciun fel de situație. Ia uite. Nu țin. Haideți să și cântăm și ultima piesă. Lasă-mă că mai e timp, ce faci, ne faci și... Păi tu n-au că mai stăm. Mai grăbești undeva? Păi urmează striptease. Bine, ai du-te. Ne-ai promis, Calule, că te dezbraci la după... Păi da, după 12... Dar nu e ultima piesă, domne, frește să fie ultima piesă. E cea mai recentă piesă. Cea mai recentă. Asta e o greșeală pe care multă lume o face. Ultima piesă sau ultimul album. Piesă din această seară. A, da, nu zic așa. Aveți în general. Aveți vreo casă cu ceva, scoateți albumul sau... Deocamdată nu vrem să spunem ceea ce face, că nu e nimic sigur, nu depinde de noi. Avem niște tratative cu anumite case de discuri. Dar s-a avut un album scos până acum? Deci oficial în formula asta nu. El a avut mai de mult, am avut și eu ceva... Se pare fiecare se pare. Da, da, dar acum în formula asta niciodată. Numai Carol, nu s-a avut și un album. Scoate unul. Îi pune, punem o șară. Nu omoare voce. Ia cântă-mă aia populară ce-ai cântat, serios. Care? Că ce-ai cântat după pauză? Manelare. Zi Manelare așa. Supărat. Nu mi-aduc aminte. Hai mă, zi ceva cu ea, mă, viața mea, brațe, zi acolo, trei. Viața asta e ca și o scară. Viața asta e ca și o scară. Dar ea te urcă, ea te și coboară. Te cor mereu. Chiar dacă-i sărac, că te iubesc mereu. Viața asta e ca și o scară. Dar ea te urcă, ea te și coboară. Nu prea Nicolae Guță, dar am nu prea înțeleg. Îmi place. Asta e de șpriț, ca să spunem. Păi atunci și un vin când e de nou. Cât crezi că e de nou? Îmi amintează ce ne au. Dar acum trebuie să mai fiu mai altfel. Mai altfel, așa, dacă tot... Niciodată nu o să nu. Tu faci niște după emisiune, poate. După am și zis. Te rog. După care avem. Mai vorbi. Bun, este 1-0-0, ne iubește pe toți, dar numai eu m-am uitat la ceas. Închidem sau îi mai ținem? Hotărăște mai cântăm, acum. Mai cântăm ultima bucată. Bun, hai să cântăm ultima bucată, vă mulțumim foarte mult. Pe ca să și calma, vii fără să cânte. A cântat, mă, o piesă. Păi da, mă, dar asta a cântat live. Băi, dar vrei să zic ceva, Calule? Am avut nu știu câți cântăreți aici, dăștea, consacrați, da? Fredonează ceva live. Nu pot că e hai seară. Hai să nu vă pot spun că... o în engleză acum. Ia zi. Yeah, hai. Softly she whispers a slow melody. A moment ago she was dancing with me. All I want is a kiss or two. Oh baby, don't go, I'm in love with you. Lady, I'm foaming, so please don't go. My heart isn't tangled, I love you so. All I need is a night with you. Oh baby, don't give, I'm in love with you. Bravo! Yeah. Cine cânta asta? Accent, stay yeah. with me. Eu am fost foarte mare fan accent. Și te-a prins. Serios? Băi, da... Ți-am promis că o să te iau, o să te iau cu mine. Dacă ar fi să plec. Nu mă bag! S-au căzut la ultima piesă, să zic la microfon. Cea mai recentă piesă. Aoleu. Ultima piesă, noapte bună, ne revedem mâine. Deci am o voce de rup microfon. Stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa. Dar tu cu noi acum. Stai
așa, stai așa, stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa, uite așa, uite așa. Uitați-o cu noi acum. Stai domne puțin, nu vreau să mă jurați. Nu vreau să mă stresați, nu vreau să mă pozați. După atâția ani suntem totuși împreună. Și nu mi-a plăcut să le cânt a tot la sună. Atunci când am făcut și bani n-am pus la ciorat. Am știut întotdeauna să-i cheltuim cu cap. E legalul, nu a studiat manualul. Cu siguranță însă l-au zis chiar și la anul. Șmecheria veche de pe atunci s-a cam dus. Acum se fac afaceri doar prin acte, nimic de spus. Parfumul scump pe toți vrem haine de firmă. Sună-mă acum și negociem la sumă. Facem timp, nu suntem gata acum să plecăm. Avem ceva să vă dăm, dar și să vă luăm. Și că avem femei frumoase în țara minunată. Prefer să o dau pe bic cu cea mai fidelă fată. Banii pe care nu toți mai avem. Îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Băieții de cartier au devenit maturi. Nu mai e la mod acum pe muzică să jur. Fac combinații între beat-uri și note muzicale. Așa că a venit timpul să trage câteva semnale. Grafiturile puse colorează pereții vechi. Iar muzica hip-hop ne masează în urechi. Chiar dacă avem o vârstă ne distrăm ca pușcarii. Suntem mereu tineri cu toate către carii. Facem grătare în fața blocului și savurăm berea în jurul focului. Mi-a plăcut să fiu corect în viață. Nu unesc loc, câștig bani la pariuri sau la jocurile de noroc. Publicul acum a rămas ca pe vremuri consumator de hip-hop, de hip-hop. Nu de euri. Vom amplasa scene în orice sector. Să cânte marihuana pentru că toți o vor. Stai așa, stai așa, stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa, uite așa, uite așa. Dați-o cu noi acum. Banii pe care nu toți mai avem. Îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ținem sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Sunt femeia ta, am venit cu banii. Plătește datoria la Barosani. Mare combinația care aduce satisfacția. Marfa pe masă, faceți timp deja. Hai să vindem marfa, să vină banul. Debarasează panorama, să vină sutanul. Ești bărbatul meu numărul 1. Nimeni nu-i ca tine, niciunul. Ascultă beat-ul, fii și tu ca noi. Ascultă ritmul, vino și tu joi. Acolo unde nici nu te gândești, acolo unde doar poftești. Multe femei împrejur, noroc că sunt femeie, mă jur. Tranzacția de acum s-a încheiat. Distracție plăcută și v-am pupat. Banii pe care noi toți mai avem, îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ținem sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogolile pătate. Stai așa, stai așa, stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa, uite așa, uite așa. Dați-o cu noi acum. Stai așa, stai așa, stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa, uite așa, uite așa.